Deseori când ne este foame și mai avem și alte lucruri de făcut, varianta la îndemână este să comandăm acasă o pizza. Ne este livrată într-o cutie mare și aburindă spre deliciul nostru. Cutia de carton în care a fost livrată pizza are, în general, capacul în formă de pătrat. Iată câteva exemple: cuburile educative, în care fiecare față a cubului este un pătrat, tabla de șah, care este alcătuită din 64 de pătrate. Multe plăci de gresie au formă de pătrat. Unele iconițe ale aplicațiilor dintr-un smartphone au forma unui pătrat. Pantaloni cu imprimeuri pătrate, poșete sub formă de pătrat sau bijuterii în formă de pătrat. În această unitate, ne propunem să aflăm ce este pătratul și care sunt proprietățile acestuia. Pentru a ajunge la definiția pătratului, să ne amintim definițiile paralelogramului, rombului și dreptunghiului. Patrulaterul convex cu laturile opuse paralele, două câte două, se numește paralelogram. Paralelogramul cu două laturi consecutive congruente se numește romb Paralelogramul cu un unghi drept se numește dreptunghi. Ce observați în cazul în care un paralelogram are un unghi drept și două laturi consecutive congruente? Ce observați în cazul în care un romb are și un unghi drept? Dar în cazul în care un dreptunghi are două laturi consecutive congruente? Ați observat că în cele trei cazuri obținem aceeași figură plană. Acest patru later convex este pătratul. Definiția 1. Paralelogramul cu un unghi drept și două laturi consecutive congruente se numește pătrat. Definiția 2. Rombul cu un unghi drept se numește pătrat. Definiția 3. Dreptunghiul cu două laturi consecutive congruente se numește pătrat. Pătratul are toate proprietățile paralelogramului, rombului și dreptunghiului. Adică, laturile opuse ale pătratului sunt paralele două câte două. Laturile pătratului sunt congruente. Unghiurile pătratului sunt drepte, diagonalele pătratului sunt congruente, diagonalele pătratului sunt Perpendiculare, diagonalele pătratului sunt bisectoare ale unghiurilor sale. Diagonalele pătratului au același mijloc, numit centrul de simetrie al pătratului. Observații: O diagonală determină pe suprafața pătratului două triunghiuri dreptunghice isoscele congruente. Cele două diagonale determină pe suprafața pătratului patru triunghiuri dreptunghice isoscele congruente. Să presupunem că ai o curte sub forma unui pătrat pe care dorești să o cu un gard. Ca să afli de câți metri de gard ai nevoie și care ar fi bugetul necesar pentru achiziționarea materialelor, aflarea perimetrului pătratului este cheia. Perimetrul pătratului este egal cu suma lungimilor celor patru laturi ale sale. Pentru pătratul ABCD vom scrie formula. Perimetru ABCD egal 4 ori L, unde L reprezintă lungimea laturii pătratului ABCD. Astfel, dacă lungimea laturii curții tale este egală cu 10 metri, adică L egal 10 metri, atunci perimetrul curții este egal cu 4 ori 10 metri egal 40 de metri. În aceeași curte, sub formă de pătrat, dorești să pui pavele. Aria pătratului este cea care te va ajuta să afli câți metri pătrați de pavele îți vor fi necesari pentru a acoperi toată suprafața curții. Aria pătratului se poate calcula în două moduri. 1. Aria pătratului este egală cu pătratul lungimii laturii sale. Pentru pătratul ABCD vom scrie formula. Aria ABCD egal L la pătrat, unde L reprezintă lungimea laturii pătratului ABCD. Sau 2. Aria pătratului este egală cu semiprodusul lungimilor diagonalelor sale. Aria ABCD egal AC ori BD supra 2. Știm că diagonalele pătratului au lungim egale. Dacă notăm AC egal BD egal D, obținem formula ariei pătratului sub forma A ABCD egal D la pătrat supra 2. În cazul exemplului nostru, cunoaștem lungimea latului pătratului, care este egală cu 10 metri. Deci, obținem aria curții egală cu 10 la pătrat egal 100 metri pătrați de pavele. Dacă pornim de la ideea că vrei să împarți curtea în două părți cu suprafețe egale pentru o petrecere pe care urmează să o dai, ai putea face asta în mai multe moduri. Unul dintre acestea ar fi să unești două vârfuri opuse ale pătratului ce reprezintă curtea, de exemplu să unești A și C sau B și D. Astfel obții segmentele AC și BD, adică diagonalele pătratului care au lungimi egale. Lungimea diagonalei pătratului este egală cu produsul dintre lungimea laturii și numărul radical 2. Pentru pătratul ABCD vom scrie AC egal L radical 2, unde L reprezintă lungimea laturii pătratului ABCD, sau BD egal L radical 2. Acum, pentru că ne-ai urmărit cu atâta atenție, îți propunem un joc de verificare. Privește această cutie de cadou. Ce figură geometrică este capacul cutiei și de ce? Pune pauză pentru a da răspunsul. Exact, este un patrulater ce are lungimile laturilor egale cu 4 cm și are un unghi drept. În concluzie, fiind romb cu un unghi drept, cutia de cadou este un pătrat. Și ultima provocare. Privește figura și identifică pătratul din această figură dând două argumente. Rezolvare. Patrulaterul AEDF are trei unghiuri drepte, A, E și F. Prin urmare, și al patrulea unghi este drept. Deci, putem spune că este dreptunghi. Dar observăm că diagonala AD formează cu latura AE un unghi cu măsura de 45 grade. Și cum unghiul AED este drept, obținem măsura unghiului ADE egal 180 grade minus 90 grade plus 45 grade egal 45 grade. Având două unghiuri congruente, triunghiul ADE este dreptunghic isoscel, deci are și două laturi congruente, adică AE congruent cu DE. Dreptunghiul AE DF cu două laturi consecutive congruente este pătrat. Dacă ți-au fost utile informațiile aflate astăzi, te așteptăm cu noi subiecte din matematică și nu uita să împărtășești cu prietenii, colegii și profesorii tăi.